Hello, guys. I hope you're well. Dear friends, today I invite you to my studio to see how I'm going to finish painting this lovely painting. This painting represents the grandparents' farm, who even though they are powerless and often sick, they still manage to sustain this household, which they start in their youth, leasing our parents and then us. Okay. And today as well is it's a special day, because one of my daughters have their birth. Guys, too many people ask me why they want to teach them how to paint. But believe me, guys, I'm not a teacher, and I don't want to be one. In my opinion, all people know how to paint. All of us know to paint. How to paint, yeah. It's not complicated.
Well, if you remember, all the time I say, I'm not a teacher. I'm not a good teacher. Because I'm not. I can't be a teacher. I can't be a teacher. I don't know. Maybe in the future, but it's complicated to be a teacher. To become a teacher as well. I saw many grandparents like this one, which you painted here. Mm-hmm.
Because here the roof is broken. And this is the timber. Yeah. Ah. Oh, Jesus. My brush is down now. This was a nice window time ago. Now, all is broke. All is old, and our grandparents as well. They are old. Thank you.
this way, I want to thank you, Leandra, because if you remember, then when I paint the cemetery house, the chapel, if you remember when you inspire me, because, okay, you thought that was far, but look now, I paint the far, not really one, not the true one, yeah, it's a grandparents' far. Okay, guys, this is a chicken, if you see, here, okay, now, I want to define the door. This is a barn door. Okay. This is a barn. This is a barn. This is a barn as well. And this is a door barn. Mike, if you follow me, please please tell me about this bar. How you think? Bit green here and to the bit green.
Okay. And now, Grandpa. The black one, baby goat, baby goat. Alina, îmi amintesc de tine atunci când m-ai întrebat despre cărămizi. Ții minte când am făcut tabloul ăla cu statula de pescari. Nu este mare lucru, trebuie să fiu atentă la umbre, înțelegi? Bine, și să ajungi puțin contrastul, știi? Băi, nu știu, așa cum a zis, nu pot să fiu profesor, mă. Nu le am, nu știu să-i explic, nu știu. Și aici trebuie, vezi, fiecare cu talentul ei. Probabil că în viitor voi deveni profesor, a? Da, niciodată. Dacă n-am fost până, dacă n-am devenit până acum un profesor, nici de acum acolo nu voi fi. Și mai mult de atâta sunt alții care o pot face mult mai bine decât. Deja sunt bătrân, frate. Uite altul. Bine că am pus pe mut. Băi, frate, vă rog eu frumos, nu mă mai sunați în timpul live-ului, mă. Ce nasol este? Nu știu, ce vreți să vedeți? Nu știu ce vreți să vedeți. După ce termin, o să stăm. Dacă am timp, bine să ieși atunci. Da, scrieți-mi, că vă scriu înapoi. Mă rog, stăm de voi, uite, am mai stat, diferiți, uite, să vă spună, de la noi din țară, cine? Mihaela, Monica, Adrian, o grămadă, cu o grămadă am stat de vorbă. Dar nu timpul live-ului, mă. Nu pot. Tocmai ăsta este unul dintre motivele pentru care nu pot, adică, na, nu... Nu sunt stai să fiu bun profesor, fiindcă elevilor sau nu neapărat elevilor, celor care vor să învețe și ei câte ceva să, de la tine, din experiența ta. Adică aici mă refer la mine. Nu sunt eu ăla super bun. Dar na, vreau să zic, alții poate na. Cum am văzut și cum s-a exprimat, vor să învețe câte ceva.
din experiența mea, din ceea ce știu eu, așa cum și-o am învățat de alții și așa cum și-o învăț de la alții încă. Nu este nimeni născut cu eu toate tablourile astea, mini tablourile astea pe care voi le vedeți, eu astfel le încep cu timp înainte, ca după aceea să le terminăm împreună, să le dăm un finish împreună. Pentru că, să știți că am început, dacă o să vă uitați, dacă vă vei uita pe live-urile mele, veți observa acolo tabloul de la început până sfârșit, filmate. Adică, da, m-am filmat făcându-le, lucrând de la început până la sfârșit. Și, da, în pictură nu este ca în muzică, ca în dans, ca în, înțelegeți. În pictură este timp, durează până când definești imaginea, până când a adus asemenea ceva. E, și mulți n-au timp. N-au timp să uite. Atunci de ce să mă mai chinui să fac atât de lungi live-uri? Așa. M-am gândit, bă, le fac la sfârșit, adică na, fac, lucrez la ele, mai las puțin, așa, pentru sfârșit, și cam atâta. De ce? De fapt, de ce mă filmez, adică? Pentru că mulți dintre voi cei care mă urmăriți, au zis că le place, îi destinde să se uite la clipurile mele Și atunci am hotărât să fac așa, să nu e nici plictisitor, am mai primit iarăși întrebări de la mulți, la multe persoane, zicând așa, întrebându-mă, tablourile astea chiar tu le pictezi? Mă ziceau, fiindcă văd acolo doar o mână, da, este mâna mea. Și nu prea am așa mare plăcere să-mi pictez fața, să-mi arăt fața. Sau, na, să fac ce mai mă, nu-mi place. În primul rând, nu sunt atât de frumos încât, Doamne, numai cu fața mea să par, adică, cum să zic, în timp ce pictez, să fiu cumva, spre exemplu, să mă filmez în lateral, să vadă și fața mea, și pictura, și expresiile și nu-mi plac chestiile astea. Să mai spun un lucru. Este o mare rușine. Eu m-aș fi simțit rușinat în locul fetelor astea sau mai sunt și unii băieți care tot timpul ei nu știu nimic altceva decât să-și filmeze mușchii, să-și filmeze mă țin că arată bine, să-și filmeze fața,
de făcând mișcându-se într-un fel zâmbind, da, nu știu, nu vin acum cuvintele și nu mă pot exprima chiar atât de bine, mai ales în timp ce pitez, dar înțeleg ce vreau să zic, nu? Nu este dreptul lor, pentru că ei arată bine. Nu. Nu este ceea ce, nu este un lucru pentru care ei să fie muncit. Admir persoanele care eu știu, se filmează în timp ce cânt la un instrument, pictând, jucând volei, fotbal, da, chestii de-astea, știi? În care omul se poate mândri cu ceea ce face, adică e munca lui. Nu știu care ar fi bucuria aia, mare bucurie. De fapt, ce? Nu, n-am cuvinte să mă exprim. Nu știu ce să zic, cum să... În idee, cred că ați înțeles ce vreau să zic. Nu, Monica, nu. Nu. Să știi că chiar îmi place să vorbesc în română. Să vorbesc limba mea. Să nu mai chinui atâta în engleză. Dar știi cum e. Cum zicea și Neagu Giuvara. Atâta timp când n-ai ceva în ziua de astăzi. Când nu ai ceva făcut, scos pe piață în limba engleză, nu prea ai valoare. În primul rând, de ce? Pentru că limba engleză a început să fie cunoscută de majoritatea oamenilor și cu ea te poți, în limba engleză te poți exprima mai bine. Fiecare cum poate, eu cum pot, ăla cum poate, accente, cunoștințele pe care le avem în engleză, asta nu-i de râs. Fiecare om care vrea să se afirme sau să-și scoate în evidență munca lui pentru a fi mai bine plătită, pentru că ăsta de fapt este principalul motiv, nu? Pentru care mă străduiesc în life-urile mele, așa, să pot să fiu remarcat pentru un ban mai mult, pentru un trai, nu? Să culeg și eu ceva, să culeg și o rodă după urma muncii mele. Da. Lucrez puțin la cerul ăsta. Mai facem niște norișori pe acolo. De două vopseva. Da, niște. Așa ceva. Să ne pensulăm puțin cu... cu măturica mea. Multe ori lasă păr. Cu toate că am tratat-o în interior cu silicon, dar tot mai lasă. Inga. Promit că am să te sun. Cât de curând. Atunci când te-a sunat Kinga, a
Bine, ai zis că erai ocupată, nu mai țin minte exact cum a fost treaba. Dar crede-mă, mă sună foarte multă lume. Uite că, spre exemplu, seară pe... A sunat-o pe... Să nu mai țin minte pe cine. A, pe Lori. Pe Lori. Dar exact atunci, eu știu, la... Ce zic, la 2-3 secunde, m-a sunat altcineva și n-am mai reușit să intru în legătură cu Lori, pentru că deja era foarte târziu. Eu, prieten, mai am și alt job, full-time. Și sunt foarte ocupat. Bine, aș minți acum să zic că nu câștig după pictură. Câștig, dar prea puțin, încât să pot să spun, bă, uite, mă pot lăsa de orice altă activitate și rămân mai pe pictură. Nu, pentru că vedeți și voi cei care pictați și vă ocupați cu pictură, ați observat că nu se poate lucrul ăsta. Trebuie să mai ai și alte surse. Eu sunt obligat să am și un alt job. În cazul ăsta. Astăzi este ziua mea liberă. Una dintre zile libere. Așa? În care... Uite, îmi pot permite să mai pictez cât de puțin. Da, bă, fraților, ce să mai fac eu aici, spuneți voi? Ia să-i dau eu aici, o? Ne fac niște stinghi de-astea. Putrede. Puțin ești afară. Cam așa arată majoritatea gospodăriilor întreținute de bunicii noștri. Care trag sărmanii. Să mai poată să... mai crească și un animăluț. Încă vedeți, așa de grele sunt zilele ce le trăim, încât noi, ăștia crescuți de ei, nu mai ajungem să mai avem grijă de ei. Din contră, alteori mergem la sat ca să mai adunăm câte ceva de pe la părinți, de la ei sărmanii care... Iată, așa precum am spus, ar trebui să aibă parte de ajutorul nostru. Așa precum, uite aici unde locuiesc, în țara asta, vreau să zic că nu știu dacă 1% dintre bătrâni lucrează așa precum lucrează bătrânii noștri. Sărmanii noștri bătrâni. Așa precum bătrânul de aici. Am vrut să fac și o bătrânică, dar deja era prea încărcat imaginea, peisajul, tablou. Asta a fost motivul pentru care a renunțat. Avea niște porci pe aici, da, m-a limitat. Aici, cumva, dacă vedeți, sunt vacile, 3 la număr. Aici am o găină, aici încă o găină. Aici ceva paie. Un fel de amestecătură, un fel de...
niște lucruri încurcate. Știți voi cum sunt pe la sat. Mai o găleată răsturnată, mai un coș de nuiele rupt sau picat pur și simplu. Deci aici dacă vedeți, probabil că mult dintre voi ați trăit, sau dacă n-ați trăit, cel puțin ați vizitat bătrâni, bunici sau alți bătrâni pe la sat. Aici dorm găinile, chestia asta. Înțelegeți? La ușa asta, mai trebuie să o coritez puțin. Aștept la. Eu, de regulă, așa, la un tablou de ăsta, așa, mic, lucrez, îmi folosesc în jur de vreo 10-15 pensule. În jur de 10-15 pensule. Așa, până 15. Mă rog, să zic, 16-17. Da, de la 10, hai, nu mai. Nu mă pot concentra. Și în același timp să și vorbesc. Și nu cred că este vreun pictor care să bine, mai sunt, dar prea puțin. Nu aș putea zic acum că e mai neprofesional, nu. Dar majoritatea pictorilor, vorbesc despre cei buni, reface un clip, un video, spre exemplu, nu unul live, precum e ăsta. Un video lucrează, mă rog, lucrează, reface, comentează după ce. După ce l-a terminat de lucru. Băi, ce am mai trebuit să fac aici? Mamă, ce am mai trebuit? Așa. Nu facem făcut-o, mă rog, face, da, nu, nu? Cred că cam. A, nu, George, eu vorbeam cu mine, nu trebuia neapărat să-mi zici tu, numai ce am spus, porci n-am mai făcut pentru că era prea încărcat și unde Sfântul să mai pun și porcii aia? Pun pe aici, lasă caprele, că sunt ok, caprele sunt mai regulă, înțelegi? Asta să nu mai facem și porcii. Niște urme aici, urme de, să zicem, căruță sau ceva, știi? Chiar dacă aici, în peisaj, nu există cai și ăsta. Mă rog, cineva care a dus de mâncare niște fâns, spre exemplu, animăluțelor. Băi, fraților, vedeți că nu știu să mă exprim, nu știu să vorbesc, nu știu să spun totul ceea ce gândesc Așa. Pentru că eu nu sunt profesor de română. Și limba română se vorbește. O să vorbesc și engleză, așa cum vorbesc și englezii pe aici. Englezii tot la fel sunt. Așa precum mulți dintre noi, anagramați. Dar ce? Credeți că e mai altfel? Ei sunt oameni și ei sunt tot la fel. Că mulți zice, noi românii știm limba noastră. Nu, și ăștia sunt la fel. Ăsta la fel francezii am auzit, iară, e grozăvie mare durere. Au mătuși în Franță și ne-a povestit. Mai ajuns să vorbească ea ca străină, să vorbească mai bine decât francezul. De acolo. Decât mulți francezi, vreau să zic. Băștinași, crescuți, trăiți acolo.
De mult am văzut și în politică diferite interviuri, zic, am văzut cu imediat mulți dintre noi încep să, care se cred, domnule, ultralingviști, încep comentarii, bă, analfabetule, bă, că nu se scrie așa, bă, că nu se zice așa, bă, ce urăsc oamenii ăștia, mă. Ei nu au alte explicații de date, n-au alte lucruri de comentat pe temă, pe subiect, ei se îndepărtează de subiect pe teme de astea de lingviști, gen Proteanu sau mai știu, eu știu care. Ultra învățat de ăsta. Asta, domnule, omul, să spune, de fapt ai înțeles. Bine, aici vreau să amintesc de Băsescu. Traian Băsescu a fost, ce să spun, și este un super politician. Chiar nu prea am văzut multe. Bine, eu, neștiința mea. Că acum, care treaba? Să continui mai întâi de ce am să zic. N-am văzut să greșească, să aibă așa de multe anagramări, să nu știe să folosească cuvintele, să... Ei, ce să mă, am pierdut ideea și uite acum ce să fac greșesc și în pictură. Băi, frate, nu pot să vorbesc în timp ce pictez. Da, ce să vă zic? Asta știu să fac cel mai bine. Să pictez. Eu, cel mai bine pentru mine, nu știu cum să zic, că nu vreau să fiu nici prea îngânfat. Vreau să las loc și puțin așa de... la puțină modestie, înțelegeți? Fiindcă știți cum e. Niciodată nu e cel mai bun. Vine un altul și te întrece. Îți dă peste mâini, peste cap, peste față, mă rog, depinde de sine. Îți dă lecții unul de-abia născut. Bine, vorba vine de mea. Asta e ce vreau să zic. Băi, frate, ce să mai fac aici? O scară, dar unde să mai pun și scara, că n-am unde? Acolo nu merge. La două încolo de scară. Mai fac aici, să mergem pe asta. Puțin la două pe asta. Băi, Leandra, ce să spun, draga mea? Mulțumesc pentru inspirație. Vezi, chiar dacă acolo ai zis... ai povestit tu cumva. Mă, nu știu dacă tu nu cumva ai zis-o la mișto, Leandra. Nu prea. N-aș vrea să cred că ești atâta de... Cred că tu ai zis-o la mișto. Bine. Trecând peste, tot, și am luat partea de mișto, nu prea-mi plac oamenii ăștia. Ăștia cu miștouri. Nu prea-mi plac. Nu plac deloc. Ce să mai atâta. Ai zis că... zic, capela aia din cimitir, seamănă cu o fermă. Și crucile cu ce Dumnezeu seamănă? Cu oile? Mă rog, hei, vreau să zic, cumva, acest tablou m-a inspirat și grație ție. Băi, omul, ce se desfac pensurile astea de numai. Ok, fraților. Cam atâta. Hai să încerc să mă și semnez. De toate că de multe ori, fiind prea proaspăt, n-am reușit. S-a amestecat culorile. Da. Ia să încerc, fratele meu, să trag și o semnătură. Semnătura mea. Bă, fraților, să vă spun, mi-a schimbat semnăturile de o grămadă de ori. Așa suntem noi, artiștii ăștia, așa mai nehotărâți. Am mai întâlnit pe cineva care tot la fel spune. Băi!
Apropo de critici ăștia fără cunoștință. Am întâlnit critici care mă sfătuiau și cum să îmi fac semnătură. Bă, nu-i bine așa, bă, oameni buni. Asta știu să fac. Ce, eu am venit la careva dintre voi să spun că pictați urât sau... Nu, lăsați-mă, face-mă. Aia bine zic așa, oricum nu mă pasă pe mine ce zic alții. Așa, August? Vedeți, e prea proaspăt. De-abia... pe fraților. Bă, am ajuns și 2017. Bine, omule. Îl spălăm și pensulele. Uite, ăsta e numărul de pensule de care se spune. Cum ta. Bine, alte ori. Mă, ce să spun? Până la 20 de pensule. Până la 20 de pensule. Folosesc pentru un tablou minuscul ca asta. Merg pe pânză. Mă, că vedeți, fai bine. Pânză de foarte bună calitate. Chiar îmi place pânza asta. O să mai fac comandă. Da, bine, prieteni, vă doresc o zi frumoasă în continuare și să fiți iubiți.